Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt Nati și astăzi ne vom da din nou cu trotineta. Știu că au fost două săptămâni, doar că vremea a fost super rașpa la Brașov și am fost foarte ocupat. Și haideți să vă explic cum mi-a venit mie ideea asta să mă dau pe șleapă pe trotineta. Deci m-am gândit să filmez cu trotineta și ce să vedeți, papucii mei de trotă sunt la spălat și nu o să mă dau un Adidas pe trotă. Nu mai am alți papuși cu talpa flat, așa că o să mă dau în șlapi. Nu încercați asta acasă, adică încercați, faceți cum vreți voi, dar aveți grijă. Și o să ne dăm pe bară, adică o să încerc să ne dau pe bară și poate ceva alte tricuri. O să încep cu cel mai ușor și safe trick în șlap, care este bar spin. Am uitat să vă arăt șlapii mei. Jbang. O să începem cu al doilea cel mai safe trick. 360. Al treilea cel mai safe trick și ușor cu papuci, adică șlap, o să fie board slide. Sper. Hai să vedem. Al patrulea cel mai ușor trick ar fi board slide bar spin, cred. În teorie e ușor, dar în practică e mai greu, adică e scary cu papuci de casă. Prins cu o mână și rază, mă duc rău de tot. Lume, tocmai ce am realizat că nu mai există tricuri ușoare și safe pentru șlapi. Așa că nu o să mă mai dau astăzi. Glumesc. Lăsați-mi în comentarii dacă aveți tricuri în șlap pe care să le dau, poate le dau video următor. Acum chiar nu mai am idei. Și nu pot să-mi schimb papucii, dar trebuie să mai dau tricuri pentru voi, pentru că video-ul ăsta este mult prea scurt. Sau aș putea să mă duc să mă dau pe trambulină. Lăsați în comentarii dacă vreți să fac vlog cu trambulină. Ok, acum tail whip. Yeah! Aș încerca și double tail whip, doar că... hai că încerc. Acum o să râncăm papucii și o să încerc un whip fără papuci. Dați papucii în aer. Și bang! Aveți grijă de voi. Ah, e așa nașpa, mi-e frică. It is what it is. I-am dat cash cu călcăi, că m-a fost frică cu vârful și a venit ceva de genul. Pam! Ok, acum o să dăm un trick mai fricoșător fără papuci, o să dăm un bar spin. Ok, deci am intrat în casă și mi-a venit o idee, o să-mi fac un shake și după aia o să mergem pe o stradă și o să încerc finger whip și whip bar flat. Pentru că nu le-am dat de multe ori și acum o să facem un shake care să ne dea energie să dăm whip bar și finger flat. Ok, aici avem un mix de fructe, coacăze negre, coacăze roșii, căpșuni, mure, vișine, în proporții variabile. Da. Și aici avem lapte de migdale. Eco. Noroc. E foarte bun. Cine s-a uitat la tutorialul ăla cu cele mai ușoare trick-uri pentru începători, știe că a luat acela. Bang. Lume, poate vă întrebați, Nati, de ce ai părul așa de lung, de ce nu te tunzi? Ideea e că vreau să mă fac un yoghin și să mă retrag în munți. Și de asta nu vreau să mă tund. Ok, deci am papucii ăștia fără talpă plat. M-am mai dat în Adidas de ăștia fără talpă plată. De când aveam MGP-ul vei 3 Nitro, cred că ultima oară a fost când am dat 180 double whip. Cum ar fi să dau finger whip flat first try și whip bar flat tot first try? Aș spune că finger whip flat l-aș da din 5 try-uri, eu zic că l-aș da din 5 try-uri și whip bar să sperăm că o să-l dau din maxim 10 try-uri, sper. Primul try. Try-ul numărul 2. Aproape. Traiul numărul 3.
N-a fost prost. Traiul numărul 4. Traiul numărul 5. Ce v-am spus, 5 traiuri. Acum sper ca Uibar să-l dau numai puțin de 10 traiuri. Da. Traiul numărul 3. Hai să. Traiul numărul 4. Traiul numărul 5. Sketch din 5 traiuri. Da, și cam asta a fost cu acest sesh. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Lăsați-mi în comentarii care ar fi cele mai nașpa tricuri care le putea da cu Slappy. Cred că unul dintre cele mai nașpa tricuri pe care le putea da cu Slappy ar fi Whip Rewind. Ăla ar fi super nașpa. Lăsați în comentarii cele mai nașpa tricuri pe care le poți da cu Slappy pe trotinetă. Ce lungă a fost propoziția asta. M-am dus, ciao.